ceva extra, că te în ce măsură se potrivește 100% dacă vreți cu
cu cel al concept de rezistență armată anticomunistă. O legătură cu siguranță există și o văd. Însă, eu aș privi acest concept de mărturisire mai degrabă oferindu-i o conotație, dacă vreți, spirituală. Hai să-i spun chiar teologică. Nu știu, eu nu sunt teolog, poate că dumneavoastră sunt teolog și pot să mă contați încă sau să mărturisești, cred eu că înseamnă într-o măsură să te confesezi sau, dacă nu, să împărtășești cu ceilalți câte ceva din fibra ta lăuntrică. Și atunci ne putem întreba, nu știu, în ce măsură oamenii ăștia au mărturisit într-adevăr ceva. Sau ce au mărturisit ei prin acțiunile lor. Și-au mărturisit un preț politic, și-au mărturisit o nemulțumire, și-au mărturisit o teamă. Cred că a fost cât de puțin din toate, dacă este să rămânem la acest termen de mărturisire, dar înainte de toate, cred că și-au mărturisit opoziția la comunism. Și dacă vorbim de ce au mărturisit, de ceea ce și-au dorit acești oameni care au fost implicați în rezistența armată anticomunistă, invariabil ajungem la motivele care au determinat să fie în această impostadă. Liviu Freșa deja a vorbit despre lucrurile astea și le-a prezentat foarte bine. Eu aș particulariza un pic. Pentru că aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, nu există un portret tip al partizanului, portret standard. Motivațiile care au stat la baza acestor atitudini au fost multiple și au fost dintre cele mai diverse. Asta nu înseamnă sub nicio formă, asta nu scade cu nimic, Doamne ferește, din încărcătura acestui termen de rezistență armată. Cu puțină vreme în urmă, cred că la începutul anului, în ianuarie, l-am fost pe Eugen Chirca. De pildă, doamna Arnozoi a vorbit aici despre grupul de rezistență de la Lucioare. Eugen Chirca este unul dintre cei care efectiv au făcut parte din acest grup și care a fost acolo cu arma în spate. E bine, fiecare experiență de genul ăsta am cunoscut mai mulți foști partizani, mai mulți foști deținuți politici implicați în astfel de activități. Fiecare experiență de genul ăsta este o revelație. Eugen Chirca, dacă vreți, însuși este o mărturisire, este o mărturie despre ce a însemnat acest fenomen. La peste trecut de 80 de ani, este un tip senin, un tip împăcat, un tip blând, ca prezență, pe care, dacă l-ai întâlni pe ulița satului și, mă rog, i-ai dat binețe, așa cum se obișnuiește la țară, n-ai bănui niciodată că ar avea un astfel de trecut. Eugen Chirca ne-a mărturisit de fiindcă cum a ajuns el să fie implicat în această poveste a rezistenței armate anticomuniste. Mi-a spus foarte sincer, după din capul lucrului, că nu a fost neapărat dorința lui personală să fie acolo. Avea 18-19 ani în momentul în care a devenit partizan, să zic așa. Și lucrul ăsta l-au decis adulții. Însă, experiența traumatică pe care a suferit-o, apoi nu a schimbat, nu a schimbat cu nimic perspectiva. Astăzi, la întrebarea mea dacă regretă ceva, dacă și-ar vedea trecutul în altă impostază și în altă poziție, mi-a mărturisit foarte sincer că nu regretă nimic, deși se vedea foarte clar că era marcat de suferință. Au fost și femei implicate în această mișcare de rezistență armată și, iarăși, apropo de motivație, o să dau exemplu Marie Nicola, implicată tot în rezistența armată din Făgăraș, care, iarăși, a ajuns să fie implicată în această poveste datorită, sau, mă rog, din cauza, aș spune mai degrabă, dar datorită soțului ei, care a avut legături cu partizani. Deci, a fost clar un soi de
obligație de, de familie, un soi de, de sentiment al apartenenței și al comuniunii, dacă vreți, mai degrabă decât de, de, de o motivație ideologică socială. Însă, cu siguranță au existat motive ale apartenenței la astfel de grupuri de, de rezistență și, dacă vreți, mai puțin, mai puțin concrete și mai abstracte, însă mai abstracte în sensul, în sensul bun al expresiei. Și mă gândesc când spun lucrurile astea depinde la Vasile Motrescu. Vasile Motrescu, în jurnalul lui, vorbește aproape tot timpul cu această sete de, de libertate. Deci omul ăsta a devenit partizan și a, a luat arma în mână și a mers în pădure tocmai pentru că avea această sete de, de libertate și nu putea pur și simplu să, să trăiască într-un, într-un regim pe care el îl, îl, îl considera nefiresc. Se simțea pur și simplu, se simțea pur și simplu sufocat în astfel de, de context. Deci iată că motivațiile acestor oameni au fost pe cât se poate de, de multiple. Vă spuneam, nu cred că există o, un model, o paradigmă clară a, a partizanului. De aceea și învățămintele pe care le putem trage din activitatea acestor grupuri de, de rezistență sunt, sunt diverse. Ceea ce m-a interesat pe mine, în special ca, ca cercetător, a fost cum, cum aș putea să, să recuperez memoria acestor oameni și cum aș putea să, să o transmit mai, mai departe. Și de ce spun lucrurile astea? Pentru că am, am, am constatat că tot soiul de, de lucruri, de, de lor de poziție, care pe mine personal, personal m-au, m-au nemulțumit. Îmi amintesc, cred că era în urmă cu 2 ani, era o emisiune la Realitatea TV, în care a intervenit din telefon și doamna, doamna Elena, Elena Mila Mântâi. Și da, e adevărat, a, a fost un reportaj și s-a vorbit, s-a vorbit despre, despre rezistența armată în anticomunistă, s-a vorbit despre grupul lui Toma Mântâi. Și a fost o intervenție din, din partea unui cunoscut formator de, de opinie, care, la ora de maximă audiență, mă rog, a venit cu o viziune, o viziune personală, fiecare e liber să aibă viziunea lui, dar care cred eu că este nesustenabilă. Domnia sa a sugerat atunci că partizanii ar fi vinovați pentru această opțiune, pentru opțiunea de, de a lupta cu arma mână împotriva comunismului, și că opțiunea de, de urmat era, deci, ar fi fost firesc ca ei să-și mărturisească, dacă vreți, convingerea, protestând, punct. Ori, mie chestia asta mi s-a părut de, dacă vreți, mi s-a părut o enormitate fără margini. Apropo de ce a spus Iubitreșa mai devreme. Mare parte din cei care au compus grupurile de partizani și care au constituit rețeaua de, de susținere a acestor grupuri de partizani a fost constituită din țărani, din oameni care locuiau și, mă rog, trăiau în mediul rural. Ori mi se pare nefiresc să cer de la, de la niște țărani de pildă, să cer ceva care, prin excelență, ar trebui să cadă în, în seama intelectualului. Intelectualul este cel care merge în, în cetate, dacă vreți, și se exprimă și canalizează și, și așa mai departe, și, și duce mesajul mai, mai, mai departe. Apropo de chestia asta, spunea Gabriel Obradu la un moment dat că cred că e o paralelă foarte potrivită, că munții au fost aici pentru, pentru toată lumea. Dacă unii, dacă doar unii au ales calea asta, bun, asta n-a fost vina lui Gabriel Obradu, după cum faptul că intelectualii nu au simțit cu aia sau nu au putut să, să se manifeste ca atare, asta n-a fost vina celor din mediul rural sau a celor care au o parte. Bun, acum, venise vorba despre o manifestare publică a nemulțumirii, despre, și vorbim deja de perioada 1948-1964, eu asta văd pe perioada de aia, din 1965-1989, deja acest. Bun. Depășind acest moment, deci pe mine mă interesează foarte mult cum, cum recuperez acest, acest fenomen și cum, cum
transmit mai departe. Am mai spus din Greșa un lucru foarte, foarte adevărat și foarte valabil din punctul meu de vedere, că avem de-a face cu o componentă națională care nu poate fi negată. Sunt perfect de acord cu chestia asta, mai ales că m-am confruntat cu tot felul de, cum să spun, cu tot felul de reacții nepotrivite. Avem, în general, parte de astfel de reacții în momentul în care folosim astfel de termeni, care nu știu din ce cauză sunt socotiți nepotriviți sau sunt socotiți, cum să spun, improprii, de la locul lor. Național vine de la națiune, nu? Adică națiunea, din punctul meu de vedere, are o conotație, dacă vreți, mult mai corect politică decât cea de popor. Conceptul ăsta de popor are o conotație puternică, etnică, foarte puternică și văd că este în gura politicienilor foarte, foarte des și nimeni nu se sesizează din cauza asta. Dar pe de altă parte, în momentul în care vorbim de un fenomen istoric și acestui fenomen îi asimilez un concept de genul ăsta național, fără niciun fel de intenție, ești privit cu suspiciune. Vă spun pentru că eu personal am întâmpinat astfel de dificultăți. Și am vrea să mai spun, personal, după cum vă spunea și în procesul politic, cred că avem un mare capital de suferință. Cred că rezistența armată anticomunistă a contribuit din plin la acest capital de suferință și depinde numai de noi dacă... Va depinde numai de noi dacă vom ști să valorificăm acest capital de suferință. Și când spun valorificăm, nu folosesc acest cuvânt cu sensul lui mercantil, aproape priorativ, dacă vă nu folosesc în sensul lui cât mai benefic pentru noi și pentru cei care sunt interesați de aceste lucruri. Avem o datorie, cred eu, o datorie morală, încă mai cred în cuvinte de lucruri de genul ăsta. Dacă sunt considerat anacronic sau perimat, îmi cer scuze, dar eu cred că avem o datorie morală pentru oamenii ăștia. Avem datoria de a înțelege noi astăzi, ceea ce ei au înțeles atunci, că nu trebuie să facem tot soiul de trebuie să pornim de la tot soiul de prejudecăți, să facem tot soiul de distinții ideologice și așa mai departe între partizani și între grupurile de rezistență. Cum am mai spus-o și cu alt prilej, oamenii ăștia atunci au reușit să treacă peste lucruri de genul ăsta care sunt secundare și au reușit să vadă cumva în perspectivă. În perspectiva istoriei, pentru că șansele de reușită au fost din început, spun eu, nule, dar au văzut în perspectiva istoriei. Sacrificiul lor de atunci, jertfa lor de atunci, este, dacă vreți, pașaportul prin care noi ne putem legitima astăzi. Mulțumesc.